Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mai mă uit la ce meme-uri mi-ați mai făcut. Ideea este așa, acum cred că o lună sau două am făcut un episod cu ce meme-uri mi-ați făcut voi, că am făcut toată live cu Omegle și mi-ați făcut la meme-uri căcălumăria ta. Și un subscriber mi-a făcut pagină de meme-uri. Noi am dat follow la, am follow la pagină, i-am zis să nu mai îmi dea tag ca să nu mai văd meme-urile, că vreau gen când mai fac episod să fac reacție, nu doar să vi le prezint. Așa o să râs și eu la ele. Așa că mi-a dat subscriber respectiv mesaj pe Discord: bă, vezi că am mai pus la niște meme-uri, poți să faci episod. Așa că hai să vedem ce mi-a mai făcut. Dacă aveți, vreți să-mi faceți meme-uri și să apară așa, ori dați mesaj la pagina ce o să vă arăt acum, cel ce mi-a făcut fanpage-ul cu meme-uri, ori intrați pe rumul de Discord și le postați acolo și un subscriber, un moderator le ia și le pune pe pagină. Ideea e, faceți meme-uri că o să le văd până la urmă. Bun, hai să vedem, lăsând deoparte Instagram-ul, hai să vedem ce meme-uri mi-a făcut ăsta, deci vedeți aici. OV66, talpă memes, talpă page, hai să vedem ce meme-uri ne-a mai făcut. A, deja eu aici cu fratele Putin, asta e un screenshot de aseară de pe Omegle. Chiar am zis prima oară cum fie asta Putin, dar mișto ideea și a copiat așa fața. Hai să vedem ce mai are pe aici. Acel moment când nu... Cum? Acel moment când nu mai ai strike, da? Nu o să se întâmple prea curând asta, fierar mama lui de YouTube. Ce faci azi? Live cu Rusoice, live cu GTA, W2K19, live cu CSGO. Da, îmi place, from Google, scrie acolo o donație. Cam așa stă fiecare zi, ce-i drept. Vine ăsta la tine și îți cere una cu ceva. Ce față am acolo. De asta nu fac Omegle prea des, că e prea mare doza de cringe. Mamă, dar mi l-a făcut pe scrinja să-mi bat picioarele. The new Mortal Kombat look amazing. Ah, Fortnite direct, ia, ce avem aici? Eu, Dariel Red, Zappi, Codrin și stăm și ne dracuie. Nou sezon din Fortnite. Ia. Știi că treaba e serioasă când nu mai pune melodii, știi că treaba e serioasă când Ovidiu nu mai pune melodii de la bazuca. Dar ce dracu este? Blue, Red, bazuca, ok, nu știu ce dracu batonul fi ăsta. Da, adevărat că pun o grămadă de melodii de la bazuca, în general, pe fundal pe live-uri. Dacă aveți meme-uri bune și vreți să apar pe pagine, trimiteți în privat, corect. Follow la tipul ăsta și trimiteți-le pe privat. Vând ove la găleată, Ovidiu la găleată, 25 de lei, nu face prea multe, mănâncă doar pepene, stă în găleată toată ziua și fură găini, este de treabă. Mamă, dar Photoshop ăsta e de level 1000. Hey, do you like Ovidiu? Yes, my trebuie să cenzurez acolo că sigur îmi dă YouTube-ul ceva restricții de vârstă după aia. Ai de capul meu, nu sunteți normal la cap. Acel moment când te dau oia de la McDonald's afară. Ovidiu Măcelaru, da? 26.07.2011. Bă, la asta trebuia invers. Să fie Codrin cu aia și să ies eu. Eu semăn cu Codrin, nu semăn cu mine. Dar oricum, e mișto. Nu sunt eu atât de gras să fiu ca ăla de la Michelin, dar mi-a plăcut ideea. Dar și trebuia invers și chiar că ieșea așa. Bun, meme-ul ăsta mi-a plăcut. Eu vrut pus video cu Rusoice, eu postat o secundă, el dat jos. A, cam așa funcționează YouTube-ul. Atunci când nu știi să joci șah, dar îl bați pe campionul clasei. Mission passed, respect plus. Mă, știu să joc șah, dar să joc și bine nu. Ți-a mâncat tema și nimeni n-o să te creadă. Nimeni! Ce față am acolo și-o bat picioarele. Și am și dunga asta alba aici, nu știu de ce am scuipat pe ecran. Acel moment când te gândești ce dracu faci la 19 ani. Asta fac în fiecare seară înainte să dorm. Legendară. Da.
A, și meme-urile astea au mai fost, nu? A, și astea de aici deja se repe... Nu-i ok, bă. Cam scurt episodul ăsta, știu, dacă... Vă pricepeți la meme-uri, sunteți noi și vreți să faceți meme-uri, intrați pe pagina asta și le faceți și le trimiteți prin mesaj la pagina asta și o să le posteze. Eu sunt încheie aici, sper că v-a plăcut, vă aștept meme-urile și cam atât. Meme review finish. Ciao, les.